Stimați ascultători, vă spun bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Actualitatea în Obiectiv. Sunt Daniel Alexandrescu și mă bucur că sunteți aici cu noi la Radio Vocea Evangheliei București. Vă mulțumim că ne urmăriți, ne ascultați. Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi pe această frecvență a veștilor bune. Vin în atenția dumneavoastră astăzi în ediția de azi a emisiunii cu o nouă tematică și anume importanța educației teologice într-o lume tot mai seculară. Observăm lucrul acesta de ceva timp și aș vrea să discutăm împreună cu invitatul meu și al dumneavoastră, domnul profesor Ieremia Rusu, conferențiar universitar, doctor, rector al Institutului Teologic Timoteus din București. Bun venit în emisiunea noastră! Bine v-am găsit pe dumneavoastră și pe radioascultătorii postului de Radio Vocea Evangheliei. Ne bucurăm că sunteți cu noi. Mulțumim și studioului Prodocens să realizăm și formatul acesta video pentru cei care vor urmări materialul pe internet. Așadar, am urmărit ceva statistici în ultima vreme, domnule profesor, și observăm în Europa tot mai pregnantă. Situația aceasta, un interes tot mai scăzut pentru educația, formarea în domeniul teologic. Și chiar mi-a atras atenția un citat al domnului Mirel Bănică. Spunea religia se transformă în piață și un număr din ce în ce mai ridicat de persoane își aleg religia așa cum aleg produsele comerciale într-un supermarket. Religia care cred că li se potrivește cel mai bine. Și am încheiat citatul dumnealui. Și observ asta: că nu mai e la modă să fii creștin, și de aici probabil derivă și faptul că nici pregătirea teologică nu se mai bucură de o căutare, o apreciere, de un respect așa cum era altădată. Și ne confruntăm cu ateismul, agnosticismul, și să văd lucrurile astea, și chiar în ultimul recensământ în țara noastră. Cum percepeți în calitate de dascăl, de teolog, de pastor, de slujitor aceste schimbări de direcție în societatea noastră românească? Dacă exidem puțin perioada, în perioada comunistă, majoritatea românilor se declarau adepți ai materialismului dialectic, adică agnosiști, cel puțin mulți dintre ei chiar atei. Odată cu noile libertăți aduse de Re Revoluția din 1989, oamenii au început să caute dimensiunea aceasta spirituală, și mulți dintre ei s-au orientat către creștinism. Este adevărat că și către alte tipuri de spiritualitate, de la New Age până la vrăjitorii, astrologie și altele. Dar, Uh, ei au, uh, românii au fost preocupați și atunci bisericile s-au umplut. Uh, ne, nevoia de Biblii, de literatură creștină, de emisiuni creștine, uh, radio, TV, uh, a crescut. Dar aceasta, această preocupare deosebită pentru spiritualitate, care se înăbușită în perioada comunistă de materialism, au această necesitate a început să fie din nou estompată, să scadă. Și asistăm în ultimii ani la o scădere a preocupării românilor pentru spiritualitate, pentru credință, mult mai preocupați de confortul din viața de acum și satisfacțiile pe care ți le oferă lumea de acum, nu numai pe parte materială, dar și pe parte culturală, artistică și așa mai departe, divertisment, toate acestea, preocupările acestea religioase au ajuns ca să fie mult mai puțin prezente în viața oamenilor. Totuși, deși vântul rece al secularizării a ajuns ca să bată și în România destul de mult și se vede într-adevăr și în datele din, de la rece, ultimul recensământ, totuși România este diferită de restul Europei. Pentru că uh, se manifestă tendința aceasta de secularizare, dar continuă să fie și preocuparea pentru partea spirituală, pentru uh, religie. În timp ce în Europa post-Creștină uh, secularizarea este uh, foarte puternică, este regiunea din lume cea mai secularizată, comparativ cu toate uh, celelalte regiuni din lume. Într-adevăr, așa este și uh, ultimele sondaje statistice arată lucrul acesta și altă dată acele uh, școli teologice de renume, de prestigiu din Europa de vest, uh, care erau uh, la mare căutare. Astăzi, uh, unele din ele au ajuns muzee și uh, uh, dacă mai uh, au cursuri, le au într-un format mult mai restrâns și redus, și observăm aceste schimbări. Într-adevăr, țara noastră, așa cum spuneați, încă se bucură de anumite binecuvântări de la Dumnezeu și încă nu suntem afectați atât de mult de secularism. Și aș vrea un pic să-l definim pentru ca și ascultătorii noștri să înțeleagă ce înțelegem prin secularism. E un termen care deja de ceva vreme se folosește în mass media și chiar și de către teologi, slujitori. Cum ați defini acest termen așa pe înțelesul tuturor și să fie Înțeles în manieră bine, corectă, de către toată audiența noastră, fie că vorbim de cei din spațiul evanghelic, dar și ceilalți care nu se asociază cu o religie anume. Secularismul nu poate fi definit într-un singur fel pentru că acest termen acest concept se îmbracă cu multe idei, forme. cu multe forme. Este de fapt o ideologie care cuprinde mai multe ramuri și mai multe idei. Uh, și este folosit diferit în contexte diferite. Uh, de exemplu uh, în DEX, secularismul, spune, este tendință specifică epocii moderne și actualei configurații politice europene de a considera viața umană în afara implicațiilor religioase. De a considera viața umană în afara implicațiilor religioase. Și această uh, definiție dată în DEX, foarte puține definiții, de regulă, la un cuvânt dau multe definiții. Aici au, au dat una singură. Și este o sinteză foarte bună. Consideră viața umană în afara implicațiilor religioase. Și aceasta are o parte care este promovată de secularismul ca ideologie politică și care are niște merite, are și niște aspecte pozitive. De exemplu, ideea de separare a bisericii de stat. Ceea ce este bine ca într adevăr să fie o separare, neutralitatea guvernului. Asta înseamnă uh, și scoaterea simbolurilor religioase din instituțiile statului. Deja este o exagerare. Uh, libertatea religioasă uh, nu este o religie de stat care este dominantă, ci. Toate cultele au libertate, toți oamenii au libertate să-și exprime credințele religioase așa cum consideră ei. Și, de asemenea, aici este iarăși un punct pozitiv, protejarea minorităților religioase. Au și minoritățile dreptul de a-și trăi viața religioasă așa cum o consideră. Însă, este un alt aspect, cel al secularismului, care, prin care se definește umanismul secular, prin care se definește necredința, ateismul, negarea existenței lui Dumnezeu și prin care se definește antireligiozitatea și anticlericalismul. Deci, dacă din punct de vedere politic sunt anumite lucruri pozitive. pozitive, din punctul acesta de vedere al secularismului militant, găsim aspecte de negare a existenței lui Dumnezeu, de ateism, promovarea ateismului, antireligiozitate și aceasta înseamnă încercarea de a-L elimina pe Dumnezeu din viața oamenilor, nu numai din societate, din familie, dar și din viața oamenilor. Înseamnă să îndepărtezi pe oameni de religie și aceasta este o agenda. Problema nu este secularismul politic, evident, ci acest secularism militant care atacă trăierea religioasă omului, care este o dimensiune intrinsecă a ființei umane. Am fost creați de Dumnezeu cu nevoia aceasta de relație cu divinitatea, cu dumnezeirea și acest aspect este îndepărtat omul să nu aibă nimic de a face cu Dumnezeu, cu religia, cu biserica. Dacă ar fi să mulțumesc pentru aceste definiții, dacă ar fi să rămânem tot în zona aceasta a terminologiei și a manifestărilor, ați spus că e o problemă cu secularismul militant și aș vrea să vă întreb: unde se propagă ideile acestea sau cum se propagă în societatea noastră aceste idei care iată, sunt preluate de către generația tânără, de către generația de astăzi și cumva însușite ca fiind un adevăr absolut și la care trebuie toată lumea să se ralieze. Dacă se pune accentul pe umanismul secular, se pune accentul pe ateism, negarea existenței lui Dumnezeu, sau agnosticism, măcar Declar că nu știi dacă există Dumnezeu. Se pune accentul pe știință, care rezolvă toate problemele omului, se pune accentul pe psihologie, pe sociologie, deci pe aspectele acestea umane ale diferitelor ramuri ale științei. Atunci oamenii nu mai caută rezolvarea. Problemelor lor spirituale, interioare, sufletești, în relația cu Dumnezeu. Și aici sunt multe grupuri care promovează lucrul acesta, și oriunde se vede un grup care promovează, de exemplu, neomarxismul, promovează că Dumnezeu nu există. Aceasta este, evident, secularizare. De asemenea, cei care elimină credința în Dumnezeu ca să, își, să se bizuiască în viața lor doar pe știință, pe ceea ce oferă umanitatea și răspunsurile pe care le pot da oamenii la nivelul acesta social, aceștia elimină practic relația omului cu Dumnezeu. Și, de asemenea, este o tendință de a ataca și abuzurile pe care uneori le-a făcut religia. Și se dezvoltă un anticlericalism foarte puternic, oriunde vezi că există atac asupra bisericii organizate, și acolo este tot manifestarea secularismului mai este încă un lucru de spus este faptul că uh, în Europa uh, este secularismul este foarte răspândit uh, s-a lucrat la aceasta încă de pe vremea iluminismului și ușor ușor oamenii au primit uh, acest, acest set de idei care a dus la separarea omului de Dumnezeu și mai este o agendă și din exterior, pentru ca și România, care din cauza comunismului a fost într-o perioadă de materialism și numai materia contează, și societatea și partidul și așa mai departe, și au ajuns după aceea, după Revoluție, să fie o sete spirituală. Și de aceea, românii sunt, sunt mult mai religioși. Și atunci, o agendă exterioară, europeană, de a aduce și în România aceeași atitudine a secularismului. Citeam o statistică, un, un studiu făcut de organizația Barna. Din anul 2012 spunea că România este singura țară uh, din primele 10 religioase din lume. Deci, România este o țară religioasă, singura țară din Europa care uh, intră în primele 10 și este pe locul 7 uh, într-un uh, alt studiu făcut de Centrul de Cercetare PIU tot din Statele Unite, în 34 de țări europene, România ocupă primul loc la capitolul re religiozitate. Deci la nivel mondial locul 7, la nivel european locul 1. Și un procent de 55% dintre români se declară extrem de religioși. Iar la polul opus, țările europene sunt Estonia, 7%, Danemarca, 8%, Cehia, 8%. Deci, românii, totuși, au preocuparea aceasta religioasă. Lucrul acesta nu este de dorit din partea pentru anumite grupuri la nivel european care vor să aibă o influență ideologică și politică și în România. Și atunci este o agentă de a îndepărta pe oameni de credința în Dumnezeu. Da, într-adevăr, mă uitam și eu pe acele sondaje și ne bucurăm încă, așa ca țară, de oarecare preocupare religioasă a locuitorilor noștri, a cetățenilor români. Totuși, setea aceasta de care vorbeați și era prezentă după anii de comunism, după 89-90, primii ani după 90, nu mai există la aceeași intensitate și se observă și prin frecvența tot mai redusă a. Spațiului eclesial sau la slujbele bisericii, de orice culoare ar fi, sunt deja asemne și îngrijorătoare și în țara noastră. Și de aici și faptul că școlile de teologie care au apărut așa dintr-o nevoie stringentă și. Fiind acea efervescență anilor 90, era dorința asta de pregătire teologică, de formare, și iată că am ajuns în anii 2000-2023, iată în zilele noastre, în care prezența este tot mai redusă. Să fie secularismul de sau sunt și alți factori aici? În mod evident, secularismul este cauza principală. Pe lângă aceasta, mai sunt și alți factori. De exemplu, în perioada pandemiei cu măsurile acelea excesive care au fost luate și împotriva adunărilor religioase ca oamenii să nu se adune în biserici. Așa. Și aceasta a contribuit și a învățat pe, niște, pe unii dintre credincioși ca să frecventeze cât mai rar lăcașurile de cult. Să participe la slujbele religioase. Deci, această religiozitate a scăzut. De altă parte, insecuritatea care există în lume și crize după crize, o, o, o lume caracterizată de crize majore și globale. Insecuritatea aceasta îi face pe oameni totul să apeleze la Dumnezeu. Și Vreau să fac o distinție. Una este religiozitatea și alta este trăirea spiritualității creștine a unui om care s-a dedicat lui Dumnezeu, care crede în Domnul Isus Hristos ca mântuitor al lui personal și care trăiește o viață nouă prin puterea Duhului Sfânt. Deci religiozitatea este o manifestare și a omului duhovnice, spiritual, care are această trăire cu Dumnezeu, dar poate să fie religiozitatea și manifestarea culturală a unui om care caută pe Dumnezeu, dar fără ca să se fie dedicat total lui Dumnezeu, încercând doar ca să aibă o viață protejată de divinitate și confortabilă. Deci, religiozitatea a scăzut. Acum, mai este încă un fenomen al a, a al oamenilor care în lăuntrul lor au o religie, au, îl caută pe Dumnezeu, se roagă la Dumnezeu. Deci este și această categorie de oameni, dar care nu participă la serviciile religioase, nu participă la manifestările religiei. Și aceștia, în căminul lor, sunt și emisiuni, și pe internet, emisiuni religioase și pe internet și așa, se, se mulțumesc cu aceasta, dar au o căutare religioasă, dar fără să participe. Totuși, în România, este o mare diferență față de restul Europei și incomparabil fenomenul religios este mult mai prezent și influențează oamenii, familia, societatea decât în perioada comunistă. Deci comparând lucrurile, oamenii sunt mult mai preocupați de religie în prezent și am văzut și ce se întâmplă, de exemplu, în zonele de război din Ucraina, unde oamenii umplu bisericile. Sunt preocupați suferințele acestea cumplite prin care trec și toate pierderile pe care le-au suferit și le suferă, îi face să se apropie de Dumnezeu. Și în felul acesta vedem că Deși preocuparea oamenilor de religie scade, totuși există lucrul acesta și, la nivelul educației teologice, se resimte scăderea aceasta. Se vede, din moment ce nu mai este acea sete din societate care era Gvasii General, Generală în România, acum. Este o preocupare mai subtilă, mai personală, mai individuală, dar este și manifestarea religioasă publică care se poate observa. Da, aș probabil la șirul acesta de cauze, probabil și cauze financiare-economice, bunăstarea, de fapt, i-a îndepărtat pe oameni de o relație cu Dumnezeu. Când totul poți să obții prin forțele tale și să o duci bine, de ce ai mai avea nevoie de Dumnezeu? A fost în perioada comunistă, a fost ideologia materialistă impusă cu forța și, într-adevăr, a făcut și victime, au fost oameni care au îmbrățișat-o ca fiind singura explicație, singura perspectivă despre lume și viață viabilă. Dar. Acum este al materialism, cel practic, cel care îngreunează inima omului și leagă de bunăstare, de aveți dreptate. Da, ne leagă de pământ. Domnule profesor, aș vrea în partea a doua a emisiunii să abordăm un pic sfera aceasta a educației teologice pe care o reprezentați și în care slujiți și activați. Și uh, vreau să abordăm aceste aspecte uh, din punct de vedere practic, uh, să înțelegem dacă într-adevăr o societate seculară are nevoie de teologi, de oameni pregătiți în domeniul teologic. Vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune și uh, vă doresc multă binecuvântare și vă aștept în ediția următoare să continuăm subiectul nostru. Ok. Aici, Anatanel, o să fac eu o încheiere pentru prima parte și fac introducerea pentru a doua parte și tot așa, da? Bun. Și continuăm de la întrebarea 4. Stimați ascultători, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Actualitatea în Obiectiv. Ne-am bucurat să-l avem împreună cu noi pe domnul profesor Jeremia Rusu, rector la Institutul Teologic Tim Timoteus. Repet. <coughs> Ne-am bucurat să-l avem împreună cu noi, pe domnul profesor Iremia Rusu, rector la Institutul Teologic Timoteus din București. Împreună am discutat despre importanța educației teologice într-o lume tot mai seculară și am vrea ca în partea a doua, în ediția următoare a emisiunii, să continuăm acest subiect. Sunt Daniel Alexandrescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune!